Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Vreau să văd ce mesaj urgent are Universul să-ți transmită în acest moment, când tu ai ales să intri pe acest videoclip. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, avem niște mesaje foarte, foarte importante. Uh, emoțiile se pare că sunt la cote maxime în legătură cu o situație, în legătură cu o persoană. Este important să oferi și să și primești cumva, să găsești un echilibru. Este clar că tu în acest moment trebuie să-ți găsești acest echilibru între a oferi iubire și a primi iubire Trebuie să te iubești și pe tine, să iubești și pe ceilalți Este clar aici un fel de echilibru pe care trebuie să îl să găsești da. Trebuie să te deschizi puțin în fața divinității da. Ți se spune să meditezi, să stai puțin tu cu tine pentru că este clar faptul că un nou început este pe cale să intre în viața ta. Poate este vorba despre o nouă relație, o nouă persoană, o nouă colaborare sau o nouă dimensiune a vieții tale. Asta se vede foarte, foarte clar. Da? Este un mesaj foarte important acesta. Mai vreau unul. Este o vreme în care trebuie să expire, adică să elimini, da, știu eu, o presiune. Și uite, chiar ideea aceasta de a expira pentru a te elibera este foarte, foarte bună pentru tine. Uite, din nou, mesajul, un echilibru între partea practică și partea spirituală, una fără cealaltă, nu pot exista. Dacă vrei pe cineva, e ok, meditezi, faci ceea ce trebuie pentru a atrage persoana respectivă, însă nu este suficient, Trebuie să te aranjezi, trebuie să socializezi, trebuie să încerci să cunoști oameni, chiar dacă, să zic că, nu știu, apare cineva și inițial nu-ți place persoana respectivă. Nu-i problemă, mai încearcă. Comunicarea e cheia, cică, iarăși. Ok, hai să vedem puțin ce spune acest tarot pentru tine în acest moment mesaje. Ok, văd o persoană puțin vicleană aici și Pe de altă parte văd o persoană care știe foarte bine ce să vorbească, când să vorbească. Persoana asta poate să manipuleze foarte ușor sau este cineva care știe foarte bine să te convingă de anumite lucruri. Da? Este vorba despre o persoană foarte, foarte abilă. Da? E cineva care te vede ca pe o pradă. Sau poate tu, nu știu, ești undeva, vrei să cunoști o persoană. Ești la vânătoare, cum s-ar spune. Da, pisicile se bat aici deasupra mea, nu știu ce au. Ok, aici văd o zi plăcută pe care tu urmează să o ai. Un buchet de flori pe care îl primești, o veste bună care apare. Este cineva aici puțin supărat, undeva la drum, puțin gelos. Ok. Uh, mai văd aici clar și că undeva la o zi sfântă, la o zi mare, vei avea un moment în care va fi nevoie să alegi. Da? Vor fi niște tentații foarte mari pe care le vei avea, poate între mai multe persoane, poate tentații în general, dar trebuie să alegi. Pentru că te văd la o răscruce de drumuri în viitorul apropiat și trebuie să iei o hotărâre din acest punct de vedere. Da? E ca și cum te lupți cu cineva sau. Uite, dacă ești o persoană care deja ești împreună cu cineva. Poate mai apare o persoană, fie în viața ta, fie în viața celuilalt, și atunci e nevoie să alegeți. E nevoie să alegeți. Cineva, uite, va fi nevoie să se sacrifice. Ca și cum undeva, la o zi sfântă, la o zi mare, apare aici o ispită, apare ceva care agită destul de mult spiritele, din punctul meu de vedere. Hai să vedem puțin ce e cu tentația asta aici, că sunt curioasă, și cu tentația are legătură cu o persoană puternică. Da? Cineva. Opa, cineva care ia atitudine, da? Uite, e cineva așa care vine deodată, peste noapte, exact cum a fost motandul meu. Nu, e în regulă, nu a pățit nimic. Și e ca și cum mergi la cineva să ceri o ghidare, mergi la cineva să ceri un sfat, să spui, bun, pe unde să merg, care drum e mai sigur, care persoană e mai sigură? Au dispărut cărțile. Ok. A dispărut vulpea. Da? Motanul meu face magie. A dispărut vulpea și cu asta. E ca și cum, aici, în viitorul apropiat, eu văd clar că falsitatea unei persoane o să dispară sau vorbele astea spuse în vânt de către cineva nu vor mai funcționa. Și asta mie îmi place foarte, foarte mult. Exact ce zicea și oracolul, adică bine o persoană îți promite, spune bun, te iubesc, îmi place de tine. Da, da, trebuie și fapte, că așa nu merge. Doar cu teoria. Și parcă e un moment în care vine, nu știu, vine această persoană puternică da, și vine și îți demonstrează, băi uite, eu pot să fac asta, pot să-ți arăt asta, uite, cu mine cu adevărat ai ceva stabil, nu sunt doar vorbe în vânt, că unii sunt vorbe în vânt, da? Pentru alții simt aici foarte, foarte intens faptul că e ca și cum aveți ceva în minte, un proiect sau vă doriți ceva și tot vorbiți, tot vă informați, totul e așa la nivel teoretic, dar vine aici un moment în care trebuie să Pui lucrurile în practică. Da? Simt nevoia să mai iau. Uh... E, e ca și cum trebuie să alegi. Da? Este vorba despre o hotărâre legată de o relație oficială, o relație stabilă, întemeierea unei familii poate să însemne sau cineva aici care <coughs> poate să fie pus în fața faptului împlinit. Da? Adică să aleagă. Ori își face o familie, ori e om de casă, ori se duce unde vrea. Cam așa. Sau cineva aici care va avea de ales, cei care va aflați într-un triunghi amoros, simt următorul scenariu. Aici clar văd vorbe, minciuni, chestii. Apoi, parcă apare cineva, cred că în viața ta să mai apară o persoană, o persoană sigură, asumată, pe care te poți baza, e o persoană puternică și atunci tu ești tentat și spui bun, dar omul ăsta, uite, omul ăsta face chestii, practice, da? Vrea ceva stabil și demonstrează. În cealaltă parte, de până acum văd numai vorbe. Și atunci, a, fie persoana, da, cu care tu ești momentan, da, să se gândească serios să ia o hotărâre, să vadă ori cu tine, ori în cea parte a cealaltă, fie tu vei fi pus într-o situație în care vei avea de ales. Da? Asta e clar, dar eu văd aici foarte multă sinceritate, foarte multă lumină, bucurie. Da. Ia să vedem noi puțin ce cu șarpele ăsta aici, că e și cu tentație, nu e neapărat cu chestii negative. Uh, e ceva legat, uite, o, un inamic, o femeie tânără și o întâlnire. Da? Poate, nu știu, te duci la o întâlnire și cunoști pe cineva. Sau poate e posibil să afli de încă o persoană care este în viața acestui om. Sunt niște secrete aici care se află. Avem și o femeie matură. Și uite, sunt două femei, una mai tânără, una mai. Uh, mai matură și. Ai văd aici um, o femeie care nu știu, fie a fost căsătorită, fie e căsătorită sau are o relație stabilă care e într-un fel de melancolie, într-un fel de supărare și aici, uite, iar se accentuează că avem iarăși cartea unei alte persoane. Pentru unii simt aici o, un lucru foarte încurcat, o relație foarte încurcată, o situație în care, nu știu, trebuie să luați o hotărâre. Ia să vedem noi. Avem un văduv, da, sau o persoană care a mai avut relații înainte, este o persoană asumată matură care uite trimite o scrisoare de consolare, o scrisoare de iertare sau cineva care este alături. E ca da? adică și cum cineva vrea să îți spună un lucru, cineva vrea să-ți declare ceva anume și atunci aici se va lua o hotărâre. Ia să vedem noi ce se va discuta aici despre ce se va discuta. Despre fidelitate, despre prietenie. Poate e cineva care vine și încearcă să te convingă, da? Și eu cred că e ursul ăsta, da? Eu cred că e persoana asta. Să, să, să te convingă că vrea ceva serios, că e un om de bună credință. Uite, e cineva căruia îi place să aibă ceva stabil, ceva liniștit. și uite un cadou pe care cineva ți-l face. Deci, pentru unii dintre voi e posibil să vă treziți da, cu inelul ăsta deodată și trebuie să dați răspunsul. Ori e da, ori e nu. Inelul poate să însemne și o propunere de colaborare, poate să însemne și faptul că cineva îți propune să fiți prieteni. Poate să fie și asta. Un ultim mesaj vreau din partea acestui oracol pentru tine. Să vedem o nouă iubire. Deci mi se confirmă mesajul, avem un bărbat brunet sau o persoană brunetă, o nouă persoană care apare în peisaj și care, nu știu, uite, poate să fie un coleg de la muncă. Sau poate să fie vorba despre un fost prieten, Ia uite, cineva care poate să apară pe internet, da? pe internet. Și oracolul Oracolul aici mai zice că cineva va afla niște bârfe, niște informații privind o relație, privind o prietenie, niște informații care apar pe zona de online. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații, te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.